Este la întâlnire acum cu noul băiat. Da. Dar Marian nu este în casă. O fi și el la și cu toate acestea, Marian a avut parte și el de o ieșire. Hai să vedem pregătirile. Nu, tu ai zis să... Eu cred că Matușa o să sparge. A fost ceva cu acolo, nu ai greșit deja. Și tu am știut, ai vrut să fac ceva, dar... Și tu, tu ieși din baie, tu uiți la mine cumva, eu pun... Hai să spun ceva. La mine astăzi, bă, cred că și plec, cred că Blaze cere pe Izali, nu știe nimeni ești. Zic că, bă, cred. El nu știu că eu nu știu că... Ai ne cine ai zis? Am primit 3 până acum. 3. Niciun. 3. Niciun. Am primit 3. Pentru că n-a spus la nimeni, nu știe. Dar faza aia cu băiatul să vină, cine a gândit la asta? Eu, tot. Tu. Tot. Bă, dar problema e acum. Băiatul să știe. Nu mă interesează. Sau spune. Ok. Sau poți să ieși, poți să pune tot, ci dacă tu poți să ieși din oglinda și poți să spun ceva ca tot băiat vină la pe terasă, stai cu mine și tu ieși. Mm. Mai bine așa, o surpriză. Acum? Andreea nu trebuie să știe asta, sunt surprind, vedeți? Unde este inima? Nu știu nimic. Cum e nu știe nimic? Andreea merge la o locație. Bă, ai inel? Trebuie să ai un... Matiu. Amei. Am spus, vreau să fac asta. Cum am gândit-o, doamne. Eu fac mâine. Știu. Știi? Nu, n-am știut, dar m-am gândit. Vreau să fac mâine, pentru că se prinde, știi, de astăzi, după ce e întâlnie. Da, știu, am gândit la asta, dar știu cum o să fac al meu, să vezi la fel. Dar nu cu un băiat, nu. Nu cu un băiat, nu. Tu o să spui, eu nu spun nimic. Radu, e supărat, e zi, vreau să plec. Cum poți să intru în băiat acum și ala să te-ai dat aici, domnul? Și am știut... N-am știut că a fost azi, dar am știut în perioada asta. Suntem colegi, am știut. Tu la confesional și mie... Și eu tu la fel. Hai să spun ce. Dacă știai, dacă spuneam și știai, acum astăzi, tu nu mai râdeai, nu era natural în live când s-a spus. Știai, te așteptai, sunt toți băieții, știi? Și nu mai râdeai. Așa. Deci am spus, tot o să creadă. Bine, așa. Eu am gândit, mă, tot. Creier, mă. Creativitate, nu? Marco, poți filma, mă, cum ai intrat tu, nu? Ce m-ai văzut pe mine? Când am intrat, am zis. A fost, am de ok, ok. Mi-a lăs un pic ăștia să se mânte acolo afară, jos. Se stresează un pic băieții. Creier. Foarte frumos. Bravo lui. Ce a gândit Marian. Foarte frumos. Da. Știam că i-a zis la Nelu să-i trimită, dar n-am știut că a sosit. A ținut secret. Foarte bine, că surpriza numai așa se poate face. Păi și cred că a reușit. Credeți că te-am văzut de pornită pe Andreea că nu s-ar duce când mâncam, ții minte? Da, nu vreau. Ceea ce vreau să vă spun este că nu știm ce s-a întâmplat. Și unde s-a dus Marian și care e surpriza și cum a aranjat. Noi doar v-am arătat că se pregătea să plece și cum se aranja și e clar unde pleacă, nu? Pentru toată lumea. Da. Se duce să o ceară pe Andreea. Dacă a cerut-o, dacă a acceptat, o să aflați voi. Dar doamnelor, doamna Victoria, mi-ați promis? Da. Doamna Malvina. Nimic. Nu știu nimic. Deci dacă dați de aici, de la Urzeală, că știți cum e. Ne vom bucura și noi de bucuria lor. Ați văzut ce supărați erau toți că vine un băiat nou? Da, da. Deci asta vă zic. Eu vă mai arunc așa câte o bucățică, vă mai dau așa ceva în plus. Dar țineți pentru dumneavoastră.
dacă era ceva de rău, putea să mai ciripească puțin pe acolo prin casă, dar acum e păcat să strice surpriza asta. Așa frumoasă. Este, da. Așa este. Mai bine să nu ciripești, că cine știe ce iese păi după da. Da, exact, exact. Lăsați să se întâmple lucrurile și după aceea puteți să spuneți dumneavoastră, eu știam, nu este problemă, important e că să fiți cumva complice, știți? Vom fi, eu săptămâna asta sper să fim complice la mai multe. Aha, e săptămâna decisivă? A, da, e. Serios? Da. Dar de ce? Pentru că mâine împlinești 2 luni. Aha. Îți plănuiește și Blaze ceva. Da. 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 Dar tot fermoar la gură. Eu tot am senzația că, aoleo, să nu se afle, și să nu, nu se știm care cum și-a făcut filmul în capul lui, dar când împlinesc 2 luni, își sărbătoresc în fiecare felul lui evenimentul. Și la o lună s-a întâmplat tot la fel. Mhm. Și fiecare face câte o surpriză. Da, da. Și el, și ea. Așa. Acum om trei și om vedea. Oare Adelina ce surpriză o să-i facă lui Alin? La card, poate. Nu-i face nicio poate surpriză? Poate să intre din nou în direct. Da, dacă vrea, noi o așteptăm cu mare drag. Bună seara, doamna Victoria! Bună seara! Mama Andrei este la telefon. Ce faceți, doamnă? Pe acasă. V-ați uitat la emisiune? Nu, că am avut treabă. Nu v-ați uitat? Dar ce ați zice... Emisiunea de astăzi, dar la Urzeala nu. Am înțeles. Dar ce ați zice dacă Marian la ora asta ar cere-o pe fica dumneavoastră în căsătorie? Ar fi un lucru bun. Serios? Da. V-ar plăcea să se întâmple treaba asta? Da, pentru că... Îl admir foarte mult pe Marian și chiar îmi place de el. Ați spus așa, da, de parcă pe dumneavoastră v-ar fi cerut cineva în căsătorie. Și dacă Andreea totuși este la o întâlnire cu un alt băiat? De vorbă cu el când am fost la Ziua Porților Deschise și mi-am făcut o impresie foarte bună despre el. Mă bucur, înseamnă că o să-l primiți cu pâine și cu sare în casa dumneavoastră. Cu cea mai mare dragoste îl primesc. Ia auziți, doamna Malvina. Foarte frumos. Bună seara, Victoria. Bună seara, doamna Malvina. Să știi că lucrurile merg bine. Mă bucur foarte mult. De-abia aștept să ne cunoaștem. Să dea Dumnezeu. Să fiți sănătoase, că de restul rezolvați dumneavoastră. Deci vă bucurați dacă da, aveți bani așa de nuntă, aveți... Că na... Ceva, punem noi deoparte așa. Am pus deoparte, cum să stăm așa fără bani, am pus deoparte. Doar sunt mamă de fete. Așa este, și eu m-am apucat deja să pun. Fie vorba între noi. Ce să vă zic, doamna Victoria, rămâneți alături de noi. Să fie într-un ceas bun și vedem ce a răspuns ea. Cum a cerut-o el. Ce surpriză, dacă i-a ieșit surpriza până la capăt. Și să sperăm că lucrurile vor merge pe un făgaș bun. Mulțumim frumos, doamna Victoria. O seară frumoasă. Bun. Ce e în mintea dumneavoastră, doamna Malvina? Eu deja mi imaginez. Serios? Da. Într-un local? Nu știu cum o fi procedat cu inelul, dar am și eu filmul meu. Da. Dar știți că niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu a din târg. Foarte adevărat. Deci, cred că Marian mi-a zis pe puțin de 50 de ori când eram în carantină. Era el într-o cameră, eu într-o... Ia, mătușe, nu știu după ce merem noi acolo, că eu nu cred că găsesc pe nimeni acolo. Mergea. Mai el făcea ceva la vioară, mai el suna profesoara de la Cluj, iar venea. Știi, mătușe, m-am gândit. Ce te-ai venit? Păi, tătașe, nu știu după ce merem noi acolo. Mă, copile, mai de-ala, mă lasă-mă dată în pace, că ai venit... Ori merem, ori nu merem! Merem, ori merem acasă, ce sărăcie face? Mai stăm și aici, în carantină, cu tot vaccinul făcut. Corect și asta. Da, bine, iar merge aia. Mă, Marian, mă, m-am săturat, repeți ca un disc din ăla, defect. Este absolut firesc să te întrebi, oare o să fie, oare nu o să fie, ce-mi rezervă viitorul? Cumva îmi provoc soarta și... Da. E complicat. Și așa a fost. Nu știi de unde sare iepurele, dar nu?